Bună dimineața! Berbec! Ești mai optimist decât în mod obișnuit, iar comunicarea cu cei din jur decurge cât se poate de armonios. Ai putea profita de ocazie pentru a-ți găsi susținători pentru proiectele în care ești implicat. Este posibil să primești o sumă de bani pe care o aștepți de mai mult timp. Taur, ar trebui să te concentrezi asupra unor activități la care ai rămas în urmă. Totuși, în ansamblu, situația te favorizează, așa că nu este cazul să îți faci probleme. Neînțelegerile pe care le-ai avut cu partenerul de viață s-ar putea ameliora dacă dai dovadă de mai multă înțelegere. Gemeni, vor fi multe de făcut și nu prea vei avea timp pentru tine. Pe ordinea de zi vor apărea tot felul de urgențe. N-ar fi exclus ca o activitate pe care o practici în timpul liber să îți dea ocazia să îți îmbunătățești situația materială. O bună parte din timpul liber ți-l vei petrece în compania prietenilor. Rac, nevoia de comunicare va fi accentuată în această perioadă, așa că ai putea discuta cu partenerul de suflet pe marginea proiectelor de viitor. Pregătește-te să fii alături de ființa iubită, căci este posibil ca aceasta să se confrunte cu o problemă de sănătate. Încearcă să fii mai atent. Leu, ești cam irascibil, ceea ce te poate determina să iei decizii pripite. Fii cât se poate de atent, deoarece este posibil să faci greșeli cu repercursiuni majore. Evită discuțiile în contradictoriu cu cei apropiați, deoarece este posibil să ai parte de o surpriză mai puțin plăcută. Fecioară, în plan financiar poți avea o realizare. Câștigurile nu se lasă prea mult așteptate și eforturile pe care le-ai făcut își vor demonstra eficiența. Energia fizică nu este la nivelul obișnuit. Activitățile sociale te vor avantaja și îți vor da posibilitatea să îți faci cunoștințe interesante. Balanță. Astăzi vor exista unele tensiuni în ceea ce privește relația cu persoana iubită. Nu este momentul prielnic pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le ai, deoarece în orice clipă poate izbucni o ceartă. Scorpion. Te vei agita cu tot felul de treburi care mai de care mai importante și nu îți va rămâne timp pentru divertisment. În schimb, vei avea posibilitatea de a finaliza o situație ce ar putea aduce ceva mai multă stabilitate în viața ta afectivă. Săgetător, este posibil să apară unele neînțelegeri cu partenerii de afaceri. Cel mai bine ar fi să faci totul de unul singur. Spre după amiază vei primi o informație interesantă. Capricorn, starea ta generală va fi în ansamblu bună în ciuda stării de agitație ce te caracterizează de ceva vreme. În cazul în care până acum te-ai confruntat cu probleme de sănătate, astăzi ele s-ar putea rezolva. Cheltuielile făcute în scopul îmbunătățirii sănătății vor fi eficiente. Vărsător, te așteaptă o zi bună în plan sentimental. Farmecul personal este la limita superioară și oriunde te vei duce, ți se vor face complimente. Inițiativele tale în acest domeniu se vor bucura de succes, dar nu este cazul să faci schimbări de mai mare anvergură. Pești. Ziua se anunță a fi deosebit de favorabilă tuturor inițiativelor în plan sentimental. Relația cu ființa iubită evoluează cum nu se poate mai bine și acest lucru vă ajută să vă simțiți mai relaxat. În schimb, dacă ești căsătorit, poți avea parte de discuții obositoare. Atât pentru astăzi, noi ne vedem și săptămâna viitoare. Să aveți un weekend plăcut!